O secundă de neatenție a lăsat-o fără un membru superior pe o femeie de 41 de ani din comuna Stănești. Victima a ajuns pe mâna medicilor după ce a suferit un accident de muncă la o fabrică de pâine din Târgu Jiu. Femeia și-a prins antebrațul mâinii drepte în capacul malaxorului, incident în urma căruia aceasta a suferit un traumatism la antebraț cu escoriații prin răsucire. Colegii de muncă au chemat imediat salvarea, care a transportat-o de urgență la spitalul Tudor Vladimirescu. La data de 27 octombrie anul curent, polițiștii în cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 37 de ani, șef de formație în cadrul unei societăți cu obiect de activitate fabricarea pâinii, cu puncte de lucru în Târgu Jiu, despre faptul că s-a produs un accident de muncă. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că o femeie de 41 de ani din comuna Stănești, în timp ce manevra un malaxor de preparare a pâinii și a prins antebrațul mâinii drepte în capacul malaxorului, fapt care i-a provocat un traumatism la antebraț cu escoriații prin răsucire. În urma incidentului, persoana în cauză a fost transportată la Spitalul Tudor Vladimirescu, secția UPU, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a securității și sănătății în muncă.